Astăzi vom avea o emisiune la dublu. De ce spun că avem o emisiune la dublu? Pentru că toată emisiunea o să fie în oglinda. Adică invitații mei sunt în număr de 8. Asta înseamnă că avem 4 perechi de gemene, pentru că băieți nu am găsit. Și cred eu că o să fie o emisiune destul de interesantă. Cu siguranță pentru un părinte sau pentru întreaga familie este un... așa, sunt situații greu de gestionat, pentru că gemenii, deși s-au născut în același timp, arată la fel, eu cred totuși că personalitățile lor sunt complet diferite. Asta o să aflăm puțin mai târziu, pentru că eu n-am frat sau surori gemene, ca să vă pot spune din propria mea experiență. Vă spun așa din ce am mai citit, din statistici, dar este cel mai bine să aflăm exact de la sursă și să aflăm poate și cum se gestionează situațiile într-o astfel de familie atunci când apar, nu știu, încurcături sau neînțelegeri între ei sau dacă îi confundă. De câte ori sunt considerați așa două jumătăți ale unui întreg sau de câte ori sunt considerați a fi persoane individuale, o să aflăm chiar de la ei, dar acum eu zic să facem cunoștință, așa ca la școală, și să ne prezentăm cu nume, prenume, vârstă, școală, clasa unde învățăm. Începem din partea stângă, da? Mă numesc Frățilă Ștefania, am 12 ani, sunt elev la școala gimnazială Glodeanu Sărat și sunt clasa 6-a. Sunt Frățilă Teodora, am 12 ani, sunt din Glodeanu Sărat, școala gimnazială Glodeanu Sărat și sunt clasa 6-a. Cine o ajută pe mama la în bucătărie? Păi prima care eu am fost prima care am descoperit așa bucătăria, am făcut prăjituri, dar deși au ieșit cam nasol, pe acolo am făcut în bucătărie tot una, dar am fost prima care am făcut prăjituri, pe când Teo nu prea a fost pasionată de bucătărie. Deci tu ești cea care o ajută mai repede pe mama în bucătărie. Teodora? Eu nu. N-ai descoperit încă bucătăria? Am descoperit-o, dar nu-mi place ca să migălesc. Să... Ai descoperit-o că e acolo în casă? Da, nu, da. Ca om avea și noi bucătărie? Cred că avem. Da, da. Acum sunt tare curioasă dacă voi sunteți adeptele aceleiași stil vestimentar, aceleiași vestimentații, din cap până în picioare. Mă refer la, uite, spre exemplu, astăzi eu văd așa că v-ați îmbrăcat cât de cât la fel. Dar poate că ați făcut-o pentru emisiunea noastră. Sunt curioasă dacă este un lucru care se întâmplă frecvent în viața voastră. Păi, deși părinții ne-au îmbrăcat de când eram mici diferit pentru a crea personalități diferite, eu și sora mea ne-am îmbrăcat la fel și ne place să fie așa un outfit identic. Am înțeles, deci totuși vouă vă place să vă îmbrăcați... Da, ne place să fim identice, de aceea avem și ochelarii la fel. Am înțeles. Haideți să vedem pe la ce concursuri ați participat. Am participat la festivalul elevilor buzoieni. Am participat la diferite concursuri, la șezători și la zilele multor comune. Nu mai știu sigur cum se numesc. Când ați descoperit această pasiune pentru teatru? Păi am la Palatul Copiilor s-a desfășurat un câteva cursuri de teatru și am mers și din ce în ce evoluau cursurile, nouă ne plăcea și mai mult și mai mult și am decis să mergem și să facem ceea ce ne place. Amândouă ați avut această dorință sau la un moment dat una dintre voi poate își dorea să renunțe sau poate, cine știe, se
Amândouă ne-a plăcut, am îndurora și am fost super încântate de ceea ce am făcut. Ar exista așa un dominat și un dominator sau ceva de genul acesta, adică unul este mai puternic, iar celălalt se lasă dominat, dar e mai... mai condus, mai acceptă ce face celălalt, acum mai și acceptăm ce-i drept, na, poate că nu suntem chiar atât de dominați de celălalt, dar poate că lăsăm de la noi în unele cazuri. Există acest lucru și între voi, este cineva mai puternic? Pentru mine și Teo, de la început, mama ne-a explicat că între noi nu există un dominant, ci un dominator. Noi, când eram mici și mama ne dădea mâncare, aveam o linguriță, o avem și acum, dacă nu mă înșel, așa, și când dădea la una, cealaltă aștepta, îi dădea celeilalte. Dacă dădea de două la una, refuzam, închideam gura și o țineam așa strâns. Am înțeles, adică așteptai să primească și sora ta mâncare. Teodora! De aceeași părere, noi de fiecare dată, poate că Ștefi uneori mai renunță când sunt eu mai... și invers se întâmplă, mereu. Și Ștefania spune și invers, adică... Da. Este mai mare, că normal, sunteți gemeni, bănuiesc că una dintre voi s-a născut mai devreme, una mai târziu, că o fi un minut, că o fi două, că o fi zece, că o fi o oră, nu știu cât este, dar o să-mi spuneți chiar voi acum. Eu sunt mai mare ca Teodora cu 2 minute. Cu 2 minute tu ești mai mare, da? Așa? Da. Se simte această diferență? Nu. Nu se simte. Este cel mai repede dimineața. De obicei eu mă trezesc cel mai repede și o trezesc și pe Teo, pentru că am avut 4 suprapuse prima dată, dar după le-am dat jos și acum avem un pat amândouă, că de obicei dormeam amândouă într-un pat, ori sus, ori jos. Niciodată nu dormeam. Deci niciodată nu dormeați separat. Și de multe ori, anul trecut eu mă sculam, făceam patul, era tot așa, și anul ăsta s-a întâmplat invers. Ștefi se scoală și eu dorm acolo, nu mă trezesc repede. Gabriel, vreau să vă mai spun câteva curiozități despre gemeni. Mai am notat eu aici că gemenii își creează propriul limbaj, așa cum ne-au spus chiar perechile de gemene din platoul nostru. Aproape 40% dintre perechile de gemeni dezvoltă un limbaj propriu pentru a comunica unii cu alții, un limbaj pe care nimeni altcineva nu îl poate înțelege. Dar poate cu ajutorul surorilor Șerban vom avea un adevărat limbaj al gemenilor înțeles poate de toată lumea. Sau nu? Vă mai gândiți. Nigeria este țara cu cea mai mare rată de nașteri multiple și gemeni identici, iar China are cea mai scăzută naștere de gemeni, șansa fiind de 1 la 300. Oricum, chinezii cred că cam seamănă între ei, deci nu prea ne-am dat seama care sunt și cum sunt gemeni. Acum aș vrea să vă rog pe fiecare să vă luați la revedere de la telespectatorii noștri, dar nu înainte de a-l chema și pe frățiorul gemenelor, Frățilă, da? Te rog să fii aici alături de noi pentru a te întreba cum este în familie cu 2 surori gemene. Este, eu am obișnuit să le recunosc, la început nu le recunoșteam, m-am obișnuit, după aceea iar uneori acum le încurc, dacă stau cu spatele și au coada prinsă în coadă, zic, în loc să zic Ștefi, zic Teo, sau dacă zic Ștefi, trebuia să zic Teo. Deci le încurci? Da, uneori le încurc. Chiar foarte și tu rar. Care stai cu ele în casă și să zicem că le știi așa particularitățile, cu cine te înțelegi mai bine? Cu Ștefi. Cu Ștefi te înțelegi mai bine. De ce Ștefi? Pentru că ea se joacă cu mine
face mai multe chestii decât Teo, vrea să învețe mai mult. Am înțeles, deci Teo este mai studioasă, da? Sunt puțin mai autoritară, pun piciorul în prag imediat, nu prea las de la mine și alte... Am înțeles, deci nu-l lași pe el, fiind fratele mai mic, nu? Tu ești mai mic, frățiorul mai mic. Dar te consideri așa răsfățatul familiei, ținând cont că ai două surori? Da, mai năzdrăvan. Mai năzdrăvan este. Și cu hainele, când ele își cumpără haine, la fel bine, nu se pune cazuri să-ți cumperi și tu. Aș fi fost curioasă să avem o soră, da, de două gemene, să vedem cum stă treaba cu hainele. Când eram micuț și aveam noi două rochițe, ne-a pus să ne dăm rochița jos și s-a îmbrăcat și el cu rochiță, da. Dar era foarte mic, avea 2 ani. Deci voia și el să aibă rochiță. Da, da. Cu învățatul, cu lecțiile, cine te ajută mai mult la școală? Mama. Mama te ajută, deci ai două surori și cu toate astea tot mama te ajută. Face temele și la sfârșit îl controlează mami și îl ajută. E grea viața cu două gemene? Nu. Două gemene, de fapt, da, o pereche de gemeni, da. Dacă te obișnuiești, nu e greu. Nu este greu, da? Acum, cine o ajută pe mama la în bucătărie? Păi prima care eu am fost prima care am descoperit așa bucătăria, am făcut prăjituri, dar deși au ieșit cam nasol, pe acolo am făcut în bucătărie totuna, dar am fost prima care am făcut prăjituri, pe când Teo nu prea a fost pasionată de bucătărie. Deci tu ești cea care o ajută mai repede pe mama în bucătărie. Teodora? Eu nu. N-ai descoperit în bucătăria? Am descoperit-o, dar nu-mi place ca să migălesc. Să... Ai descoperit-o că e acolo în casă? Da, deci dar nu. Deci om avea și noi bucătărie? Cred că avem. Da, da. Există așa un mit prin care se spune că gemenii simt așa o telepatie sau că trăiesc aceleași lucruri, nu știu, adică când este unul supărat, ați simți și voi o tristețe sau nu v-ați simți foarte confortabil. Se întâmplă acest lucru chiar și la distanță, din câte am înțeles, adică dacă unul se află într-o țară, unul în țara cealaltă, pentru că voi sunteți gemeni, simțiți că celuilalt nu e bine sau că nu e ceva în regulă. Este adevărat sau este un mit și atât? Nouă ni s-a întâmplat, nu foarte des, dar s-a întâmplat și... Pardon. S-a întâmplat și la noi, însă am auzit mult mai multe povești de la alți gemeni cărora li se întâmplă foarte des. De exemplu, unor gemeni a fost mama lor cu fetița la spital, iar băiețelul a rămas acasă și era sete fetiței și nu avea voie să bea apă pentru că trebuia să facă acolo un medicament, o analiză, nu știu, și i-a dat băiețelului să bea apă deși nu era sete tată la casă, și iar fetiței nu i-a mai fost sete. S-a potăluit acea sete. Foarte interesant. Teodora, ai simțit vreodată sau? Câteodată, nu știu, când lipsește una de la școală și cealaltă n-a venit sau așa, știu imediat că are ceva sau așa, dar nu ni s-a întâmplat de foarte multe ori. Gabriel, mai aveți și voi ceva? Adică și la voi se întâmplă acest... Vreau să spun că dacă una începe propoziția și nu mai poate continua, cealaltă o poate completa. Și ar fi fix ce gândea cealaltă, da? Da. Foarte interesant. Cât de des sunteți întrebate dacă sunteți gemene? Suntem foarte des întrebate dacă suntem gemene și în tabără, pe stradă, la școală, dar la școală deja ne cunosc colegii și suntem foarte des întrebate. Tata chiar a făcut o glumă că mereu eram întrebate dacă sunt gemene. A spus că nu sunt gemene, sunt cumpărate de la același magazin. Deci ca și cum ați fi o serie, da, identică, dar
Fetele, vă rog să păstrați așa microfoane. Deci am rugămintea să fie două microfoane la fiecare pereche, pentru că o să facem așa niște întrebări fulger și o să vă rog să încercați să răspundeți. Facem un joc așa. Deci după ce termin eu, imediat dăm și un microfon, după ce termin eu întrebarea, îmi dați răspunsul în același timp. Să vedem. Nu, voi două, un microfon, un microfon, da. Eu întreb ceva și voi răspundeți în același timp la întrebarea mea, da? Da. Fructe sau legume? Fructe. Acru sau dulce? Dulce. Mare sau munte? Mare. Muzică sau dans? Muzică. Deci avem o diferență. Muzică populară sau ușoară? Ușoară. Vară sau iarnă? Vară. Păr lung sau scurt? Lung. Cald sau rece? Cald. Alb sau negru? Alb. Școală sau vacanță? Școală. Super! Hai!